Sute de șomeri au asaltat vineri, pe 7 aprilie, sediul Centrului Regional pentru Formarea Profesională a Adulților din Râmnicu-Vâlcea pentru a-și găsi un job la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de AJOFM. La eveniment s-au prezentat 73 de angajatori care au oferit în total 719 joburi în diverse domenii de activitate precum industria textilă, industria chimică, alimentație publică, turism și construcție. 29 de locuri de muncă au fost destinate persoanelor cu studii superioare. La ora 9 în această dimineață și-au anunțat prezența 72 de angajatori care oferă 922 de locuri de muncă vacante, majoritatea în domeniul serviciilor, industriei, turismului și ca premieră avem de această dată în bursă un angajator care oferă 269 de locuri de muncă pentru perioada de vară, pentru toate categoriile de persoane, elevi, studenți, persoane în căutare în un loc de muncă, pe litoral, în servicii, în turism, ospătare, ajutor ospătari, barmani, cameriste. Deci, iată că în premieră putem să spunem că avem locuri de muncă sezoniere pe perioada de vară, care erau căutate de multă vreme de persoanele în căutare unui loc de muncă din județul nostru. Față de alte burse, nu sunt extraordinar de mult, deci majoritatea sunt firme noi sau firme care, într-adevăr, au nevoie de forță de muncă, deci au apărut și Olchimu, au apărut firme mari de prestigiu din județ, Anabela, Diana, deci sunt firme care caută locuri de muncă și să sperăm să reușească să-și găsească persoanele de care au nevoie. În următoarea lună, angajatorii înscriși la această bursă vor anunța AJOFM câte persoane au angajat. Deciziile cu privire la ocuparea locurilor de muncă urmând să fie publicate pe data de 8 mai.